Ionuț Costache este numele meu, sunt medic și administrator la Dr. Costache. Noi am instituit un protocol terapeutic tocmai pentru a preîntâmpina orice risc de îmbolnăvire și a personalului medical și a pacienților. Pacientul trece printr-un tunel cu substanțe dezinfectante. După aceea, îi se asigură un echipament de protecție, tip halat de unică folosință, botoși, mânuși de unică folosință, precum și o capelină. Dezinfectarea în tunelul cu dezinfectant se face și înainte de a intra pacientul în cabinetul mobil, dar și după ce iese din cabinetul mobil. Inclusiv cadrele medicale care desfășoară activitatea de urgență medicală trec la rândul lor prin tunelul acesta cu dezinfectant, tocmai pentru a diminua riscul de infectare. De ce am ales să facem tipul acesta de urgențe în cabinetele mobile? Pentru că este o singură încăpere în care pacientul intră, strict în cabinet propriu-zis, are o suprafață relativ mică, 7-8 metri pătrați, ușor de gestionat ca și sterilizare a spațiului. În încăperile respective, în cabinetul mobil, avem sterilizare cu ultraviolete, avem sterilizare cu un aparat de purificare și de filtrare al aerului din încăperi, precum și cu dezinfectanții clasici aprobați de Ministerul Sănătății pentru tipul acesta de dezinfecție. Întâi se efectuează un triaj telefonic. Pacienții doritori pentru rezolvarea problemelor de urgență dentară ne sună la niște numere de telefon pe care noi le-am evidențiat în presa locală. Li se face un triaj telefonic unde se întreabă anumite tipuri de întrebări caracteristice, să vedem dacă sunt dintr-o zonă de risc, dacă au avut contacte cu persoane posibil infectate, dacă au manifestări clinice de persoană infectată cu COVID, și după setul acesta de întrebări și bineînțeles cele clinice, să depistăm dacă într-adevăr este o urgență dentară și nu poate fi tratat doar medicamentos, atunci sunt programați după un program strict și bine stabilit pentru partea de urgență clinică. Pacienții vin la sediu unde sunt parcate cele două cabinete mobile. Iarăși se ia șirul de întrebări pe care pacienții trebuie să le semneze pe o fișă a pacientului și își asumă responsabilitatea celor spuse de ei. Da, este un tunel cu dezinfecție care acționează cu o pompă de 80 de bari, ceea ce asigură o pulverizare foarte, foarte fină a substanței dezinfectante și se așează foarte, foarte bine pe hainele fiecarei persoane care trece prin astfel de tunel. Am analizat foarte mult până când am achiziționat un astfel de dispozitiv, fiind multe pe piață, dar neperformante. Acest tunel este cu adevărat performant și ne ajută pentru sistemul acesta de dezinfecție.